Să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vom da citire cuvântului de la versetul 21 la 22. Faptele Apostolilor, capitolul 13, 21 la 22. I-au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Amin. Tată din cerul, venim înaintea ta și în aceste momente cu Scriptura deschisă, Doamne, și așteptăm, Doamne, să ne hrănești. Amin. Să lași, Doamne, ca cuvântul Tău să ne umple inimile. Amin. Și sufletele noastre. Amin. Stăm în fața unui nou an, Doamne, și vrem ca să pornim cu Tine. Amin. Vrem, Doamne, ca bazele vieții noastre să fie pe Tine și pe Amin. Cuvântul Tău, Doamne. Te rog, curățește-mă și pe mine, Doamne, dezbracă-mă de eul meu și fă-mă, Doamne, un mijloc prin care Tu-ți revarși harul Tău și în seara aceasta. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Nu ne așteptam să ajungem chiar așa de repede de ultima dată când am fost în Phoenix. Am fost la o nuntă și ne-am bucurat că după 16 ani ne-am văzut prietenii și neamurile. Dar Domnul ne-a ajutat să fim din nou aici și vorbeam cu fratele Mircea și Mircea spunea Corneliu să vii la noi. Mă bucur să vin în mijlocul dumneavoastră. Cum spunea și cântarea, așa de bine când frații cu dulce se iubesc și suntem frați în Domnul. Amin. Suntem fii de Dumnezeu. Și Scriptura în Ieremia 29:13 spune așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Să dea Domnul ca în anul 2013 fiecare să-L căutăm cu toată inima. A trecut un an cu bucurii, cu dezamăgiri, cu probleme, dar a trecut. Și stăm în fața unui nou an și nu știm ce ne aduce anul acesta. În urmă cu aproape 3 săptămâni l-am îngropat pe fratele Ștef, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în trezirea spirituală de la Mediaș. Mi-a fost foarte greu, pentru că de câte ori predicam și îl puneam pe fratele să se roage, simțeam dragostea lui. Un om de 86 de ani, aproape orb, legally blind, cum zic americanii, care abia mai umbla, așa, pași înceți. Dar când se ruga, se deschidea cerul. Și se duc oamenii buni. Haideți să ne uităm după masa aceasta pe scurt la câteva momente de învățătură. Pavel era la începutul primei lui călătorii misionare și la punctul acesta în călătoria lui, Pavel se afla în sinagoga din Pisidia, în ținutul Antiohiei. Și în predica lui Pavel către oamenii din sinagogă, reamintește audiențe care l-asculta despre grija și plină de credincioșie și milă pe care Dumnezeu a avut-o față de poporul lui Israel și față de copiii lui Israel. Și în aceste versete, Pavel menționează în predica lui despre cererea copiilor lui Israel de a avea un împărat. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu le-a dat un împărat prin Saul, fiul lui Chiș, din seminția Tabăra sau tribul lui Beniamin. Și uitați ce spune versetul 22 din Fapte 13. L-am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Este o afirmație minunată în Scriptură cu privire la David, la cel mai cunoscut și cel mai minunat împărat al lui Israel. Un om care a trecut prin multe în viața lui.
Un om care a experimentat cele mai înalte apogeuri, cele mai înalte sentimente de părtășie cu Dumnezeu. Și totodată un om care a păcătuit și care a păcătuit groaznic. Dar știți ce? Scriptura vine și ne deschide pe paginile ei și ne spune că David a fost un om ascultător, a fost un om credincios. Și știți ce? De două ori în Scriptură ni se spune că David a fost un om după voia și inima lui Dumnezeu. Mare lucru! Când Dumnezeu să vină și să spună despre un copil al lui un lucru ca și acesta. Și uitați ce spune 1 Samuel 13, versetul 14. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său. Psalmul 89:20. Am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. David, un om ascultător de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar căuta astăzi aici, în locul acesta, oameni ascultători și supuși în totalitate de cuvântul lui, oare câți dintre noi am fi gata să ridicăm și mâna, să spunem și noi, Doamne, aici sunt, primește-mă, folosește-mă, ascultă-mă. Mă întreb dacă și astăzi, într-o zi ca și aceasta, Dumnezeu îți vorbește. Și mă întreb dacă astăzi, într-o zi ca și aceasta, așa cum stăm noi aici să spui, Doamne, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și cum meditam la textul acesta, mă gândeam, oare ce înseamnă să fii un om după voia lui Dumnezeu din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Pentru că noi oameni avem fel și fel de opinii, fel și fel de păreri. Dar știți ce e mai important? Părerea lui Dumnezeu contează. Ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Și așa cum meditam la textul acesta, prin Duhul Sfânt am fost atras spre Psalmul 119. Și nu o să dăm citire, timpul este destul de galopant, vă voi lăsa pe fiecare de dumneavoastră în parte de seara acasă. Luați Psalmul 119 și citiți-l din capăt în capăt. Este un psalm minunat. Și știți ce interesant este despre psalmul acesta? Are 176 de versete, împărțite în 22 de secțiuni alfabetice. Și fiecare secțiune conține 8 versete. Și psalmul acesta îi se spune psalmul ABC-ului. Știți de ce? Pentru că copiii în școală învățau psalmul acesta, învățau cum să speluiască, cum să scrie și totodată era psalmul care era folosit ca ei să memorizeze cuvântul lui Dumnezeu. Și psalmul acesta ne vorbește despre psihologia și succesul de viață al lui David. Vedeți, stăm înaintea lui Dumnezeu, într-un an nou. Și felul în care pornim în anul acesta va face mare diferență în viața noastră. Trebuie ca în anul acesta să ne pocăim, trebuie ca în anul acesta să citim mai mult Scriptura și în anul acesta, dacă viața noastră a fost bazată pe orice altă filozofie a lumii, să punem deoparte. Și să ne clădim viața și viitorul nostru pe cuvântul lui Dumnezeu. Și uitându-mă la psalmul acesta, mă întrebam, oare este chiar așa posibil ca o filozofie de viață ca și a lui David să facă așa o mare diferență în viața unui om? Și haideți pe scurt să ne uităm la ceea ce are să ne spună Dumnezeu. Te-ai pus vreodată întrebarea, oare ce are Dumnezeu pentru tine, într-un mod deosebit? Mulți trăim și de la o zi la alta, de la săptămână la săptămână, de la lună la lună. Dar vreau, ți-ai pus vreodată întrebarea, oare ce are Dumnezeu în planul lui pentru mine,
Pentru că Dumnezeu are un plan special pentru fiecare dintre noi. Ți-ai pus vreodată întrebarea să zici, oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Și vă spun, și pe mine mă macină gândurile acestea, pentru că vreau să știu că sunt în voia lui Dumnezeu. Vreau să știu că fiecare moment, fiecare clipă de clipă, sunt în voia Domnului. Și când Dumnezeu se uită la viața mea și la familia mea, Dumnezeu este mulțumit. Câți dintre noi n-am vrea lucrul acesta? Și stăm înaintea unui nou an. Haideți să începem anul acesta cu Dumnezeu. Psalmul acesta este un psalm plin de miez, plin de hrană spirituală. Și în psalmul acesta, David folosește 33 de verbe de acțiune. Dacă luați și citiți psalmul acesta încetul și subliniați, luați un creion și subliniați fiecare verb, veți vedea că sunt 33 de verbe de acțiune. Și David spune, voi învăța, voi lăuda, voi asculta, voi face, voi putea, voi vesti, voi ține, voi alege, voi strânge, voi binecuvânta. Voi asculta, spune David. Și în psalmul acesta de 33 de ori, David vine și spune ceva ce iese în evidență în viața lui, în umblarea lui cu Dumnezeu. Și aș vrea doar să ne concentrăm pe scurt la câteva puncte din psalmul acesta. Nu am timp să-l dezvolt în totalitate, dar voi lua doar câteva dintre ele care în după masa aceasta ne vor putea ajuta în viața noastră. În primul rând, David a avut o dorință sinceră de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și psalmul 119 cu versetul 10, te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abate de la poruncile tale. Totul în viața lui David a început cu o dorință sinceră de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abate de la poruncile tale. În alt psalm, psalmul 103, David spune, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Sfânt. Tot ce este în mine, spune David, cu orice fibră, cu orice celulă a trupului meu, bine să binecuvintez pe Domnul. Vedeți, începând cu anul 800 înainte de Hristos, în Israel n-a fost niciun om care să nu fi cunoscut cine este împăratul David. Despre bătălia pe care David a dat-o cu Goliat. Și David este prezentat pe paginile Scripturii ca un slujitor al lui Dumnezeu și totodată psalmul acesta ne descoperă și nouă care este sursa puterii lui în umblarea lui cu Dumnezeu. Știți care a fost? Cuvântul lui Dumnezeu. David a fost un om cunoscut pentru umblarea lui cu Dumnezeu. David a fost un om cunoscut pentru căderile lui înaintea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne prezintă pe paginile ei cine a fost David. Dar versetul 10 din Psalmul 119 ne spune că David a avut o dorință puternică și sinceră de a-L căuta și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și dragul meu, dacă în anul acesta, în acest început de an, nu este o dorință după sfințenie, dacă nu este dorință în tine să fii mai bun decât ai fost anul trecut, îmi pare rău pentru tine. Dar știi ce? 2013 poate să fie un nou început. Un nou început și în viața ta. Un al doilea lucru. David a aflat satisfacție deplină în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Cu alte cuvinte zice, David spune, am aflat satisfacție deplină în învățăturile tale, Doamne. Și care sunt învățăturile Domnului? Scriptura. Cartea aceasta este cartea care trebuie să ne delecteze sufletul. Este standardul de viață, în business, în viața personală.
și te uiți la unii, în viața lor au un standard și la business au un alt standard. Și te miri că viața lor nu-i dreaptă, nu-i bună, nu-i liniștită, n-au pace. Întrebarea este, dragul meu, și în anul acesta, cât timp vrei tu să petreci cu Dumnezeu în cuvântul Lui? Cât de mult prețuiești tu cuvântul Domnului? Să știți, ceea ce eu predic în după masa aceasta, nu-i nimic absolut nou. Cred că l-ați auzit de multe ori de la frații păstori, de la frații prezbiteri. Mulți l-ați auzit la școala duminecală. Dar sunt lucruri serioase, pentru că lucrurile acestea simple sunt care dacă nu sunt urmate și nu sunt respectate, ne complică nouă viața. Câtă plăcere și ai tu când primești învățătură din cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult prețuiești tu cuvântul lui Dumnezeu? Ești tu satisfăcut de adevărurile pe care le citești pe paginile Sfintei Scripturi? David spune că el s-a bucurat. S-a bucurat. Când urmez învățăturile tale, zice David, mă bucur. Mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Cuvântul Domnului a fost prețuit mai mult pentru David decât orice alt lucru din viața lui. Și David și-a bazat filozofia de viață pe cuvântul lui Dumnezeu. Un al treilea lucru. David a comunicat cu Dumnezeu. Versetul 26 din Psalmul 119. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale. O declarație sinceră, frații mei. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale. Cu alte cuvinte, David spune, vorbesc cu Dumnezeu despre cele mai intime lucruri din viața mea. Nimic, absolut nimic nu e ascuns de tine, Doamne. Și când mă uit la unii, cunosc mulți și în Atlanta, îi vezi că caută să aibă o viață de familie într-un fel, o viață de business într-altfel, o viață de școală în altfel și cred că pot să-L fenteze pe Dumnezeu. Dumnezeu vede totul. Nu este nimic ceea ce noi putem ascunde. Și haideți ca și în 2013 să decidem în inima asta să ne alipim mai tare de Domnul. Să învățăm cuvântul Lui. Să fim mai sfinți. Să fim mai buni. Să fim mai smeriți. Să fim mai îndelung răbdători. Mare lucru. Să poți să vii înaintea lui Dumnezeu, împăratul împăraților. Și să-ți deschizi inima, să-ți vergi inima înaintea lui Dumnezeu. Și știi ce mare lucru? Să știi că Dumnezeu te ascultă. Să știi că Dumnezeu te ascultă. Nu doar că faci o rugăciune și n-ai niciun răspuns la ea. Când te duci înaintea împăratului împăraților și domnul domnilor, regea regilor, și deschizi inima și îți pui oful, și Dumnezeu te ascultă. Mare lucru, frații mei tineri, învățați să umblați cu Dumnezeu. Învățați să citiți Scriptura și să o prețuiți. Mântuirea vine în urma auzirii cuvântului. Nu în urma cântării, nici a orchestrei. Ele sunt bune și ne ajută la închinare. Dar mântuirea vine în urma auzirii cuvântului. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să, ce să nu fac? Ca să nu păcătuiesc. Dragul meu, vrei să umbli drept pe cale? Strânge cuvântul Domnului în inima ta. Prețuiește-l ca lumina ochilor. Stăteam și mă gândeam așa la viața lui David. Și parcă-l văd pe David, parcă cum spunea, Doamne, îmi dau silința. Mă zbat, Doamne. Încerc să cuceresc și lucrul acesta păcătos din viața mea.
Sunt munți de urcat și văi de coborât în viața mea, Doamne. Dar Tu mă asculți și Tu mă ajuți. Numai Domnul poate face lucrul acesta și în viața mea și în viața ta, dragul meu. Psalmul 119 cu versetul 70 spune așa, David spune, suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. N-ați vrea, frații mei, ca și în 2013 legea Domnului să fie desfătarea noastră? Să ne bucurăm în ea. Trăim vremuri dificile și vor veni și mai dificile. Și cum am mai spus și data trecută, când mă uit și la copiii mei și mă uit și la copiii altor frați, parcă mi se strânge inima de ce așteaptă în viitor. Pentru că vor veni vremuri grele, vor veni vremuri de încercare. Și dragul meu, în vremuri de restriște, un singur lucru te va ține. Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea fratele Wurmbrand, când era la pușcărie și când era bătut și torturat, știți cu ce își ocupa el timpul? Prin a recita cuvântul lui Dumnezeu. Strânge cuvântul Domnului în inima ta. Haideți să-l strângem și în 2013. Să-l strângem în inimile noastre. Să-l memorizăm, să-l citim, să-l absorbim ca și apa. Și David, în versetul acesta, zice, suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Și stăteam și mă gândeam la versetul acesta și mă oare ce vrea David să spună aici? Pentru că era mântuit, îl cunoștea, umbla cu Dumnezeu. Și totuși dorea ceva mai mult. Știți ce dorea? David dorea să fie în prezența Domnului, în veșnicie. Tânjești tu, dragul meu, după întâlnirea cu El? Sau zici, Doamne, mai întârzi un pic, că trebuie să mai trăiești un pic viața pe pământul acesta. Tânjești tu? Ești tu gata, orice moment să te întâlnești cu El? Sunt lucruri serioase. Și sunt lucruri care au un impact în viața noastră. Scriptura ne spune că David și-a început viața lui publică de slujire înaintea lui Dumnezeu la curtea lui Saul, la vârsta de 17 ani. Și la 17 ani David s-a aflat într-o încleștare de viață și de moarte în lupta cu Goliat. Lupta în care Dumnezeu i-a dat izbândă. Dar știți ce e interesant? Că la vârsta de 70 de ani, tot Scriptura ne spune că David se afla într-o altă bătălie. Și știți cu cine? Cu Ishbi-Benon. Uitați-vă în 2 Samuel, capitolul 21 cu versetul 16. Era nepotul lui Goliat. La 17 ani și-a început lucrarea lui publică printr-o bătălie cu un uriaș. Și la 70 de ani încă mai ducea bătălie cu uriașa aceea. Întreaga viață David și-a petrecut-o luptând cu giganții și uriașii din viața lui. Și-a petrecut majoritatea vieții lui luptând pentru cei slabi, pentru cei care nu erau în stare să lupte pentru ei. Și cumva în inima lui David, David a știut în inima lui că Dumnezeu îl va scăpa de orice încercare, de orice situație teribilă în care el se află, pentru că a căutat dreptatea și a căutat neprihănirea. Era sete după dreptate și neprihănire. Și mă întreb, oare câtă liniște este și pace este în sufletul unui om când omul acela știe că Dumnezeu este cu el? Indiferent de ce ar veni în viață, probleme, necazuri, boli, dureri, suferințe, să știi că Dumnezeu e acolo lângă tine. Și chiar dacă pe moment ți se pare că suferi și te doare, Dumnezeu este acolo cu tine. Câtă satisfacție să ai
să știi că Dumnezeu îți poartă de grijă. David, ultimul punct, David a înțeles că el are o natură păcătoasă. Și David l-a rugat pe Dumnezeu să-l păzească și să-l țină în părtășie cu el. Uitați ce zice ultimul verset din Psalmul 119, versetul 176. Rătăcesc ca oaie pierdută. Caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale. Știți ce face David aici? David ne avertizează aici de o primejde care există în viața credinciosului. M-am rătăcit ca și o oaie pierdută. Cu alte cuvinte, David spune Domnului, sunt un om și am făcut multe greșeli în viața mea. Și sunt ca și o oaie pierdută, dar cu toate acestea, Doamne, aparțin turmei tale. Așa că, Doamne, închei ruga mea către tine, conștient de faptul că sunt un om slab și că am nevoie de puterea cuvântului tău în viața mea. Cu alte cuvinte, David spune, am o pace în suflet, știu că știind că tu ești întotdeauna cu mine, căci atunci când eu cad, prin Duhul tău cel Sfânt, tu mă mustri și caut să mă aduci înapoi în părtășie curată cu tine. Vedeți ce minunat lucrează Dumnezeu? Dragul meu, când Duhul Sfânt îți vorbește, cum reacționezi tu? Cum răspunzi tu când te cercetează și când îți mustră conștiința? Cum răspunzi tu lui Dumnezeu când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește când cazi pe genunchi? Indiferent de titlul pe care ai, indiferent de educația pe care o ai, înainte de toate, când noi mergem înaintea lui Dumnezeu, suntem fii de Dumnezeu, suntem oameni. Suntem doar o ființă umană, o creatură a lui Dumnezeu. Dar această creatură are două naturi, într-un singur trup. O natură firească, o natură carnală și o natură spirituală. Și știți ce e interesant? Că aceste două naturi sunt la război una cu alta. În fiecare zi. În fiecare dimineață când te dai jos din pat, natura păcătoasă e acolo, lângă tine, și e gata să te facă de rușine. De aceea, în fiecare dimineață, natura păcătoasă trebuie crucificată prin cuvântul lui Dumnezeu. David a înțeles lucrul acesta. Și a înțeles că sursa spirituală care îi dă lui putere în viața lui de a umbla cu Dumnezeu este ascultarea deplină de cuvântul lui Dumnezeu. David a înțeles ce îi cere Dumnezeu, să umble curat și sincer cu el. David a înțeles natura vieții sale. David s-a înțeles pe sine. Câți dintre dumneavoastră, frații mei, care stați aici, în sala aceasta, vă spun și eu, pe cum mă îmbătrânesc, încep să mă înțeleg mai mult de cum am înțeles altădată. De multe ori înțeleg mai bine de ce reacționez într-un anumit fel de cum reacționam în trecut. Și ziceam, frate, păi frate Corneliu, te mai înțelepțești și tu? Și o fi așa, pentru că mă rog pentru înțelepciune. Dar învățăm, umblând cu Dumnezeu, învățăm cum să nimicim natura păcătoasă din viața noastră. Și învățăm cum să avem victorie și să umblăm în victorie zi de zi cu Dumnezeu. Când te uiți la viața ta, dragul meu, și când te uiți la viața lui David, tu cum te compari? Cum este viața ta? Prima zi din 2013, ne-am uitat pe scurt la viața lui David și, dragul meu, uită-te și la viața ta. Tu cum te compari? Vezi carențele din viața ta? Vezi lucrurile care trebuiesc îmbunătățite și în viața ta? David l-a rugat pe Dumnezeu ca Dumnezeu să-l țină în părtășie cu el. Dumnezeu să ne țină pe fiecare tare. Și Dumnezeu să ne dea victorie în viața noastră de credință. Te uiți la viața unora și parcă o viață creștină de melc. Cum ai spus și data trecută când am fost la dumneavoastră,
pași micuți de victorie creștină micuță. Și te uiți la unii, sunt titani a rugăciunii, te uiți la unii și sunt uriași în umblarea lor cu Dumnezeu și au victorie. N-ai vrea și tu, dragul meu, în 2013 să ai o astfel de viață? Nu te-ai săturat de înfrângerile astea de zi cu zi? Nu te-ai săturat și n-ai vrea ca și Dumnezeu să fie lângă tine și să umbli cu Dumnezeu și să te simți că zbori în părtășia ta cu Dumnezeu? De fiecare dată când David a păcătuit, știți ce a spus? Și când Duhul lui Dumnezeu l-a mustrat, David a venit și a spus, am păcătuit și i-a părut rău și și-a cerut iertare. Dar de fiecare dată când Saul a păcătuit, știți ce a făcut? Numai scuze. Scuze, scuze și mii de scuze. Niciodată Saul, primul împărat al lui Israel, nu s-a pocăit. Și Scriptura ne spune că după ce s-a întors după bătălia dată cu amaleciții, când a fost întrebat de ce nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a distruge totul, de a jertfi totul pe câmpul de luptă, știi ce a spus Saul? Păi poporul tău mi-a spus să nu le distrug, le putem folosi ca și jertfă pentru tine, Doamne. Și Domnul spune, ți-am spus să le distrugi pe câmpul de luptă, să n-aduci nimic înapoi. Saul a vrut să fie popular cu oamenii și a căutat scuze și scuze și ce bătălie a fost și ce decizie a făcut și ce sfârșit a avut. Să asculți de ce spune Dumnezeu mai mult decât de ceea ce spune oamenii. Ceea ce a spus oamenii în viața lui Saul a contat mai mult decât a spus Dumnezeu. Și multora în zilele noastre, și probabil și din biserica noastră, și eu am fost vinovat de lucrul acesta. A fost o vreme în viața mea când mi-a păsat mai mult de ce spus oamenii decât de ce spunea Dumnezeu. Dragul meu, în 2013, hai să-ți pese mai mult de ce spune Dumnezeu. Și astăzi, înaintea noastră, Scriptura ne prezintă două persoane, Saul și David. 176 de versete din Psalmul 119, care sunt dovada faptului cât de mult l-a iubit David pe Dumnezeu. Psalmul 119 reprezintă filozofia de viață a lui David. Dragii mei tineri, nu lăsați nicio zi din 2013 să treacă și clădiți-vă filozofia de viață, filozofia de carieră, filozofia de lucru pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu o faceți, va fi o zi în care va trebui să stai înainte și să dai socoteală. O să-ți pară rău. Va veni o zi în care vei fi încercat și dacă fundația vieții tale nu este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, vei cădea și îți va părea rău. Dumnezeu zice, am găsit un om bun, l-am format și l-am folosit, astfel încât David a putut să trăiască o viață de ascultare bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, când te uiți la viața ta prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, cum îți trăiești și tu astăzi viața? Cum ai vrea și tu să-ți trăiești viața de acum încolo? Dragul meu, vreau să spun că ceea ce decizi, poate chiar în seara aceasta, îți va influența veșnicia. Sunt lucruri serioase. Și de mulți, noi părem plictisiți, le-am auzit de atâtea ori, dar le-am auzit de sute de ori. Da, dar trebuie să le aplici doar o dată și să le trăiești. Noi suntem creaturi care avem o voință liberă, independentă și o voință independentă. Dar această voință trebuie să fie formată și adusă în deplină ascultare, în ascultare absolută de Dumnezeu și Duhul Său. Frații mei, este copleșitor de ceea ce ne prezintă Scriptura.
și sunt lucruri care ne influențează veșnicia. Haideți ca în 2013 să lăsăm pe Dumnezeu să ne ia de mână și să-L urmăm. Nu să fim trași, nu să fim ca și niște copii fără minte, ci să umblăm cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru, care ne iubește și îi pasă de mine și de tine. Și Dumnezeu să ajute pe fiecare la aceasta. Amin.